Dumnezeu ne binecuvântează material pe fiecare dintre noi. Întrebarea este ce facem cu lucrurile acelea. În momentul în care folosim lucrurile materiale într-un mod în care Dumnezeu nu vrea, sau în idolatria sinelui, în idolatria confortului, în idolatria protecției, uneori crezi că ești mai în siguranță dacă ai mai mult. Asta este idolatrie. Tu nu înțelegi siguranța de Dumnezeu. Uneori crezi că ești mai în siguranță sau crezi că ești mai grozav pentru că ai luat anumite lucruri, pentru că ți-ai făcut ceva. Aia este idolatrie. Tu nu crezi că ai valoare datorită lui Dumnezeu. Tu nu ai satisfacție datorită lui Dumnezeu. Tu nu ai împlinire datorită lui Dumnezeu. Tu nu ai bucurie datorită lui Dumnezeu. Tu ai bucurie, împlinire, satisfacție, valoare, semnificație datorită faptului că ai reușit să strângi ceva sau să-ți iei ceva. Repet din nou, pentru că mulți oameni nu înțeleg lucrul acesta și când aud asemenea vorbe spun: a, fratele, împotriva, de ce îl ziceți, nu mai muncim, nu mai facem nimic, nu mai... să stăm așa, săraci, lipiți pământului pe pământ. Nici vorba de așa ceva. Nici vorba de așa ceva. Nicăieri în Scriptură nu vedem o încurajare la lenevie. Nicăieri în Scriptură nu vedem o încurajare la ne facem minimul pe pământ și să lăsăm societatea așa, într-un fel să stea pe linia de plutire. Da? Așa, la limita sărăciei, nu vedem nicăieri Scriptura că ne învață lucrul acesta. Să nu avem implicare în societate, să nu avem interes pentru familiile noastre și așa mai departe, că dacă facem lucrul ăsta, suntem mai spirituali. Nici vorba. Ci vreau să spun, repet din nou, că modul în care folosim lucrurile materiale poate să trădeze o idolatrie foarte profundă a inimilor noastre. Repet, dacă eu nu pot dormi noaptea pentru că mă cred în nesiguranță, eu cu familia mea, pentru că nu mi-am făcut un lucru sau altul, sunt în idolatrie. Pentru că înleg siguranța de lucruri și nu de Dumnezeu. Dacă eu cred că n-am valoare și mă simt totdeauna în inferioritate când trec lângă unul sau altul, când mă întâlnesc cu cineva sau cu altcineva, pentru simplul fapt că n-am reușit să-mi câștig ceva, dacă mă simt în inferioritate, am o problemă de idolatrie. O idolatrie profundă. Pentru că valoarea mea nu stă în lucrurile pe care mi le-am agonisit. E bine că le-am. Foarte bine că le-am. Nici o problemă cu asta. Dar e o problemă dacă eu în taina inimii mele am început să mă închin acestui idol a semnificației și a valorii care nu e legată de Dumnezeu, ci legată de lucruri care trec și vin și care vin în ultimă instanță de la Dumnezeu. Deci este foarte important. Dumnezeu să ne dea putere să ne analizăm, să vedem dacă în cămăruța inimilor noastre, în cele mai ascunse și întunecate cotloane a inimilor noastre, dacă nu cumva ne-am făcut acolo un templu idolatru. Un templu idolatru în care slujim zilnic, în care slujim zilnic și viața noastră din timpul săptămânii nu este decât un efect al închinării noastre de acolo. Mă macim, eu n-am valoare. Stup, fraier, ăștia, uite ce-și fac ăștia. Mă simt așa un nimic, trebuie să trag mai tare, trebuie să rup mai tare, trebuie să... Ai idolatrie. Nimeni nu vede ce-i taina inimii mele. Nimeni nu vede. Vede doar ce fac în restul săptămânii. Muncesc și eu ca ceilalți oameni. Dar de ce fac lucrul ăsta? De ce fac lucrul ăsta? Sau mă învârt în pat, acolo, terminat, nu sunt în siguranță, nu e în regulă, nu o să fie copiii mei în siguranță, nu o să fie familia mea în siguranță. Nu e suficient. Se poate întâmpla nu știu ce. Și mă macin și toată săptămâna este o trăire care arată închinarea în templul ăla idolatru pe care l-am eu în inima mea. N-am o piatră acasă la care mă închin, n-am un Dumnezeu de lemn sau de tablă la care mă închin, dar am în inimă ceva ascuns. Felul este foarte important. Unul dintre modurile în care putem judeca cel mai bine idolatria inimii este uitându-ne la felul în care ne raportăm la lucrurile materiale. Nu dacă avem lucruri materiale, ci felul în care ne raportăm la ele. Să spui întotdeauna întrebarea asta și este foarte important. Dom'le, de ce fac lucrurile astea? Unde vreau să ajung? Deci ce vreau să generez eu? Îmi doresc mai mulți bani. De ce? Eu nu judec per se că a vrea simplu să ai mai mult este o greșeală. Nu asta e important. De ce? Uite, vreau să-mi dezvolt un lucru. De ce? Vreau să-mi schimb mașina. De ce vreau să-mi o schimb? Vreau să schimb casa. De ce? Ce vreau să realizez? Ce e în mintea mea? Ce e în capul meu?